Stimați prieteni, bună ziua! Astăzi la mine este o zi obișnuită, o zi de vinere și eu prelungesc să fac reparația aici în camera asta, dar nu despre reparație, dar despre alte teme voi discuta. Și vreau să-mi spun părerea mea despre o parte de oameni care fac demonstrații la noi Republica Moldova permanent, aproape în fiecare sâmbătă, duminică, chiar și în zi de lucru. Și iată, mi-am adus aminte niște cazuri. Pe anii 90, eu am doi copii, o fată și un băiat, și m-am căsătorit. Și iată, am venit în localitatea asta, care se află sub orbie orașului Chișinău, undeva 7-8 km de la oraș. Eu tot viața am lucrat în orașul Chișinău. Și chiar și-am trăit. După ce m-am căsătorit, am venit în localitatea asta. Și iată, trăind aici în casa asta, în anii 90 am putut să fac o mică reparație. Ce era prin magazin, pe anii, ce mi-e rușine să vă spun. Ce reparații făceam noi atunci? Cumpăram o căldare de var și dădeam toți pereții din casă cu var. Asta era. Și vopseală e de găsit pentru gard sau poartă, dar era dificil. Puteai să aștepți luni întregi până găsești o cheie de vopseală ca să faci reparații. Și același var era greu de găsit. Periuț se găsea, dar iată materiale de reparații, aproape nimic. Și tapete, da, iată tapete. Și mi-aduc aminte la concret să vă spun un caz. Deja aveam copii, casa era cam mică, locuiam mulți aici în casa asta, avem două cumnate, socru era, și am hotărât-o cu soția să cumpărăm ceva mobilă. M-am dus pe magazin în orașul Chișinău, nimic bun nu era. Trebuia să stai în rând, să aștept ceva mobilă, un divan, să cumperi sau un fotoliu, sau un scaun, sau o masă, și așa mai departe. Țin minte, prin anii 90 ceva, aveam un televizor negru alb, foarte vechi, și am hotărât să cumpăr un televizor. Am luat vreo ani de zile prin toate magazinele de electrocasnice și spunea vânzătorul că trebuie să te scrii și când s-a venit. Dar telefoane nu avem și eram nevoit o dată în lună cel puțin să mă duc la magazin să întreb dacă n-a venit. Eram înscris într-o listă. Am luat vreo ani de zile, cam o dată în 2-3 săptămâni plecam la magazin, Universam se numea. Și spunea că nu-s, ele de fapt aduceau televizoare, dar le dădea pe blat. Adică erau cunoscuți, vindeau mai scump și așa mai departe. Orice electrocasnici era dificil. Și iată, umblând așa o ani de zile, copiii de-am aveau băiatul născut în 88, undeva pe 90, avea el aproape 10 ani. El vrea televizor să trebuiască în culori. Eu vreau să cumpăr televizor în culori. Și am luat eu cu ani de zile și într-o zi mă întorceam de la Chișinău, de la magazine și într-un sat la noi, un magazin așa universal de chitel, mi se vinde de toate chitoleacă și haine și televizoare, adică cum televizoare, electrocasnici. Și întâmplător am intrat în magazinul cealaltă, când mă aud, văd un televizor mare, țin minte și acum se numea Berioasca. Nu țin minte cât 5 metri avea în mărime, dar era mai mare decât cam eu care era acasă. Ceva rusesc. Berioasca este televizor rusesc. Și când mă aud, cât costă, el a spus costă, mai tine că acum mă greșesc, undeva la 600 de lei. Era foarte scump. Și m-am gândit eu să iau, să nu iau, aveam bani. Și am luat și l-am cumpărat. L-am cumpărat din acasă. El era mare și greu, Doamne ferește, mă, că avea o 50 de kilograme, dacă mă greșesc. Cum să-l duc eu acasă? Aici e undeva 5 minute distanță, nu putem să-l aduc. Transport nu era, adică nu puteai să găsești transport, trebuie cineva, un prieten cunoscut cu mașina, dar mașinii aveau foarte puțin. N-aveam niciun prieten în sat ca să s-au împrumut să-mi duc televizorul acasă. M-am gândit eu cu soția, băi, ai amândoi copii mici, cum stăreau televizorul și ala? Asta era o problemă față de ziua de azi. Am ușa să înțelege despre ce spun eu.
Și m-am gândit, că era numai unul și dacă am cumpărat muzeul ăsta, putea să-l cumpere altcineva. Și eu acasă avem o bicicletă sportivă, deci și-am numărat la urmă. Și am luat bicicleta sportivă, m-am dus cu soția, l-am vădit într-o pătură, l-am legat pe bagajnic de urmă, soția îl ține și eu mergem cu bicicleta, e clar, pe jos, că e deala aici la noi. Iată încet și ori, mă chemeam să-mi scăp, mă închipiți dacă scăpeam, așa un bagajnic foarte, foarte mic, așa de vreo 15 cm lățime. Ea îl ține, am ajuns acasă în vreo 15 minute, micătând pe jos merge în 5 minute. L-am adus acasă, l-am pus în priză, ce fericit eram! Și uitat familia, și copiii, și noi, și socul, toți prăjeam în seara târziu televizorul cel acolo. Prindeau canale rusești mai multe. Și iată, vine anii 90, nu știu cât, cu 94, pare mie, să începe un film brazilian, dacă nu mă greșesc, Prosto Maria, îmi pare că se numea, serial. Și dacă în culori, prima dată în viață privesc televizorul în culori, și s-a început filmul ceala, undeva seara după lucru, noi vineam și toți ne uitam. Și într-o seară vin la serviciu, când mă uit în casă, sunt vreo trei femei. Din mahalaua mea, au venit să privească filmul. Și iată așa în fiecare seară, cât o mărți filmul ceala, nu mai țin minte, vreo 20 de serii, în toată seara, la ora 4 sau la 5, mă gândesc, filmul ceala se începea, sau la 6, iată toate măhălenii, priveam filmul ceala. Artistic. Și iată așa merge viața pe un an încep. Ori mai târziu, peste câteva chipuri, m-am hotărât să cumpăr un divan, că nu încăpeam, toți copiii erau deja mai mărăcei și tot așa am luat pe un oraș, nu era nici o modă nică, nu găseam, dar chiar dacă găseam într-un magazin de mobilă din oraș, la fel aceeași problemă, cum să-l aduc acasă? E foarte greu, cu taxiul doar, da, taxiul se putea, oraș era taxiul. Și mă duc eu aici în sat, tot era un magazin, un mini magazin de mobil. Când mă uit, a apărut divanul. Simplu ca bună ziua, acum n-am nici unul, deși era că este în camera asta unul, dar e cu totul alt mobil. Era și tot așa divan. Și îi spun soției, ne ducem împreună la magazin, aici am altă parte a satului, undeva, eu știu, dacă se mers pe jos, 10 minute pe jos, împrejur, pe stradă, e mai departe, dar este o cărare pe dreptul. Așa îi spunem noi, Selpo, magazinul Selpo. Și îi spun soției, ne ducem împreună, ne uităm noi, nu țin minte cât costa, banii aveam, și spunem noi la vânzător, îl plătim, și zic, dar n-aveți transport, deci și glumesc, și așa ceva n-am avut niciodată. Și m-am gândit eu, și mașină mică chiar să găsești, pentru că taxiul din oraș nu poți, o camion să găsești, în sat erau toate de stat, nu erau private, nu ok. Și ce-am făcut mai cu soția? L-am luat în spinare amândoi, tineri, și pe cărare, pe drum, dacă mergeam aveți în Rădălumea, și noi mergeam pe malul Râchei, pentru râpă, printre copaci, printre tufari, printre grădini, undeva la 40 de minute, încătând pe jos merge 10 minute, iată și ușor, mergeam vreo 10 metri, îl punem jos, ne așezam pe dânsul, ne odihneam, pe urmă iar mergeam vreo 5 minute. Și am mers pe de drept și pe aici, la o vecină, iată și trece o vecină cu mine, ca să înconjurăm, este foarte departe, pe drum, am mers prin tufari, printre copaci, prin grădină, prin o gradă la o vecină, iată aici pe dedept, avem portiță și l-am adus aici. Când am văzut vecină, zice, băi, și cu voi, băi, cum băi trăiți voi așa greutate, divan poți să vă și de greu. Și iată ne-a închinit noi și l-am adus și copiii dormeau pe deas. Iată așa, viață bună, pe timpurile cele era, care sunt mulți care fac gălăgie. Și acum trec eu la tema, puțin la ziua de azi, fac comparații. Și cu timpurile cele, anii 80-90 și timpul după 2000. Materiale pentru reparații, cum am zis, imposibil de găsit. Cum am spus, dădeam cu var pereții și strânge așa cum erau.
și vopseală pe pudele, ca fine, iată așa roșie, ca așa asta, ia ca fine, și atât, altceva nimic nu făceam. Și iată așa ne chinuiam noi. Producte alimentare, tot la fel. Îmblam tot orașul, dimineața plecam sâmbătă sau duminică cu soția, că aveam zi liberă, mergem la oraș, că primeam salariu, îmblam toată ziua pe magazine, stăteam în rând și tot așa producția alimentară era foarte puțină, nu prea. La piață puteai găsi, dar era lucru care trebuie de magazin. Și iată așa, și haine tot așa, eu multe video am făcut despre chestia asta, dar asta e așa mai altfel video. Iată așa ne chinuiam. Și vineam seara acasă cu două torbiți mititele, cu buzunarul gol și trăiem iată așa. Ne duceam la țară, la părinții mei, unde aveau pământ foarte mult și iată aduceam producție la țară, la părinți, cartofi, ceapă, un borcan de vin, slănină, carne și așa mai departe, iată noi trăim. Era foarte, foarte greu viața prin anii 90. Foarte greu. Și iată și m-a invitat fiica afară, 5 secunde. Vreau să spun mai departe, iată, mă întorc la ziua de azi, da? Referitor la reparație. Eu deja am o lună aici, dar nu din motivul meu. Eu când am început reparația asta, vedeți că încă nu e terminată aici la mine. Nu-i motivul că materiale nu aveam ceva, deci se întinde așa de mult din Chișinău, că meșterea mea a plecat în concediu și a spus ca să vină știi, câtva timp acolo, câteva două, trei săptămâni. De atâta se întinde așa, dar referitor la materiale, de pildă lista la materiale, că cât îți cumpăr eu, cât material, cât să ai de amestec uscat, cât laminat sau cât e priză, și așa mai departe, șuruburi și astea, asta tot eu am hotărât, tot eu am socotit, am calculat cât se cumpăr. Și iată, de exemplu, laminatul, parchetul, eu am socotit, de pildă, 14 metri pătrați, da? Pentru că cămăruța asta e mică, și eu am luat cu un metru în plus. Adică am găsit super, mi-a rămas 3 foi. 3 foi de laminat mi-a rămas în plus, pentru că eu totdeauna iau cu rezervă. Referitor la amestec uscat, aici trebuie mai mult feluri, am știți, iată, păreți cu materiale diferite, sași acolo. La noi, în Moldova, un sac are 25-30 de kilograme. Da, și tot așa e, standard. Și eu tot am făcut socoteală, am întrebat meșterea, băi, cât sași trebuie? Ea spune că vreo 15. Eu am cumpărat 10 saci de amestec uscat, 30 de kg, nu mi-a ajuns. Și am fost nevoit de mașina ei, pe rând să mai cumpăr încă de la oraș și de un sat am cumpărat. În total am mers aici la cămăruța asta undeva 17 saci de amestec uscat de 30 kg. Pentru finish eu am cumpărat 3 saci. Doamna a spus că ajunge, iată așa ea, încă asta rămâie, am 4. Adică nu m-am greșit deloc, nici cu jumătate de kilogram, tot a luat cum scade. Alte materiale fix eu iau cu rezervă ca să rămâie, că nu mi-ajungă. Iată acum îmi trebuie un sac de clei pentru teracotă, afară să fac reparații la teracotă. Cam asta eu am să o cumpăr singur. Adică problemă cu chestia asta de reparați să compar cu anii 90, nu e nimic. Tot este numai dorință și hărnișii să ai și harnic ca să ai dorință să faci și dorești. Acum, cum am zis câteva minute în urmă, unica ce mai trebuiește, da, doamna mi-a spus că trebuie să vină și două săptămâni, deja s-au împlinit două săptămâni, sper că săptămâna viitoare, azi e vinerea, să vină să termină cu finish. Mi-a promis că în două zile e termin, adică într-o zi dă cu finish, pereții și parnoselul și a doua zi să dai cu opțială. Eu m-am înțeles cu meșterița să fac pereții până la urmă să dai cu opțială. Și legat cu lucrările de sanitare, asta eu singurul, iată e pustă țeava, calorifer am cumpărat nou și de acolo în camera aceea. Eu simplu unesc,
mă pricep în chestia asta și nu-i problemă. Și iată așa lucru. Adică nu mă laud că eu fac singur în ultimul creier, dar chestia că este de toate. Asta eu mă bucur, eu fiind un om mai în vârstă, eu țin minte cum era înainte, cum făceam reparații și cum acum. Problema era că nici bani nu ne ajungea și materialele era luni întregi. Acum este de toate, numai bani să ai. Și iată așa, eu vreau să convin pe cei care strig în gura mare până la urechii, că noi nu dorim Uniunea Europeană, dar multă lume pleacă în Uniunea Europeană și vine cu bani de acolo. Și e clar că dacă ei vin cu bani, ei fac multe schimbări pe acasă, fac reparații la casă. Iată, chiar acum mă uitam în drum cu o vecină care are 15 ani, lucrează în Italia, casa făcuietă, locuiește singur, ficiorul în Anglia, fiica în America, și iată, e bine pensionar, când fiecare an, când s-aude glasul ei, e o fostă profesoară, s-aude pe o gradă, e face reparații în continuu, a făcut casa asta lealice. Adică vine femeia cu bani, cred că o duce bine. Nu știu că n-o să trăiască în casa asta, că e deja are aproape 70 de ani și tot face reparații. Reparația ca tare e bine să o faci în tinereță, dar în tinereța noastră, dacă nu era nimic, cum să faci reparații? Făceam așa, că am schimbat ferestrele, ușile, lumini, toate, snoi, metalul plast, cu vreo 15 ani urmă, dar clar că spichești cu 25 de ani urmă, dar nici nu erau materiale și nimeni nu făcea. Erau aici, eu aveam o fereastră iată în partea dreaptă aici, eu am unica geam, era de lemn, lemnul și ala era putregăit, bătea vântul, așa locuiau majoritatea oameni cu casă vechi, iată așa erau ușa de lemn, ferestrele de lemn, care ele nu țin așa de mult lemn, undeva 30 de ani, 40 și el gata să începe, trebuie să schimbat, dar acum nici nu sunt lemnar care să facă ușă de lemn. N-ai să găsești atât Moldova, un lemnar să facă ușă de lemn. Metalul plastul este. Și iată lumea, toți care mai tineri așa, dar chiar poate și mai învârți, schimbă uși, fereste, noi, tot. Adică lumea trăiește mai bine. Dar de ce o parte de oameni? Eu mă uit eu la noutăți prin internet, cum fac demonstrații partidele politice, adică cum sunt socialiști la noi în Moldova, comuniștii și alte partide provocaționale, care fac provocații în Moldova, spun că noi trăim foarte greu, foarte greu. Eu nu știu cum o trăit ei atunci, eu sunt om care îmi trăit eu singur și mai ales acum găgăuză. Toată lumea știe că noi avem o Republică Autonomă Găgăuzie, oarecare Buțul, Bașcanul Găgăuzie și face provocare. Și mai este un hoț, un evreu care a fugit în Israel, acum locuiește în Rusia. Iată, el e miliardar, a furat miliarde, milioane de euro din Moldova și îi plătește la GGU și îi fac demonstrații contra guvernării. În fiecare zi, aproape, chiar acum azi, am pregătit un video, un buțul ăsta, invitată la judecată, nu știu acolo, o judecă, pentru că a dus bani în psihotare și îi plătește la oameni să strige jos Maia Sandu, adică guvernarea de azi. Și iată, ei spun că noi, chiar azi am văzut, noi după judecat, ea a ieșit în drum acolo afară, unde o așteptau vreo 20 de persoane, unii strigau că noi dorim schimbări, că e dictatură Moldova și așa mai departe. Și noi nu dorim Uniunea Europeană, noi dorim în Rusia. Rușa să ne scape de greutăți. Adică noi trăim greu. Să faci comparații cu viața noastră prin 80-90, atunci nu era greu, acum e mai greu. Și acum argumentele mele cu viața de atunci și acum am uitat să zic până în localitatea mea unde suntem 11.000 de oameni nu era în sat. Noi trebuia să ne ducem în alte localități sau în Chișinău să cumpărăm pâine. Dar închipiți-vă dacă ai copii
S-a terminat pâinea, vrei să mănânci, pâine n-ai. Cum se duci tu la Chișinău, 9 km sau 8, să cumperi pâine? Magazinele se închid, autobusul mergea până la ora 7, la 8, seara, care pâine? Mâncam turchii. Soția făcea, la mine soția este bucătăreasă și el grăbi făcea ceva. Era foarte greu. Acum trec la ziua de azi. Ce se face, adică ce s-a făcut și ce se face în localitatea mea? Acum, la moment, chiar ieri am fost în centrul satului și am cumpărat producție. Acum în sat, erau 4-5 magazine unde se vindea, cum v-am spus, foarte puțină producție. Și acum fac comparații. Este magazin, supermarket, de alimentară. Seara după lucru, eu când vin, mă duc în magazin permanent, este rând. Sunt mai multe magazine în localitatea noastră, dar eu vorbesc de asta supermarket. Se numește din el, nu vreau să fac reclamă, dar așa magazin s-a deschis în sat. Și în afară de asta mai sunt încă magazine care nu sunt cunoscute în Moldova, numai în localitatea noastră. Paștinaș s-a deschis. Inclusiv am avut și eu magazin alimentar în sat. Acum am închis. Și iată, eu mă duc în magazinul ăsta, tot, stimați prieteni, totul este în sat, tot, numai bază. Noi n-am văzut vreodată să întâmplă, nu știe ceva, produs care caut eu. Numai o problemă, că bani nu s-a ajungă. Iată, bani poți nu s-a ajungă, dar de product este de toate. Nu e aici, atunci în alt magazin, oricum vii cu torbă plină dacă ai bani. Și lumea spune că trebuie greu. Transportul la noi era foarte dificil, mergea niște autobusuri vechi, hârbuite, sovietici, puțea fum, puțea gază, puțea benzină, doamne ferie, se stricau pe drum. Acum avem vreo 5 troleibuzuri toată ziua, de la ora 6 până la ora 9:30, până la 10, aproape este transport. La fiecare 10-15 minute te duci la oraș, vii fără nicio problemă. Pe urmă, cum trăim noi cu apa? Apa n-a venit nimic în sat, adică în casă. Toți pe la fântână, în prejurul unii locuieri, toată lumea era pe o fântână. Dar putea să întâmple că apa era în fântână, dar apa nu era bună, potabilă, dar trebuie să te duci undeva cu 2 km mai departe și eu trăiem cu căldările, cu bacurile, cu un căricior, trăiem apă cu familia mea, unde eram foarte mulți. Foarte greu mi-aduc aminte, mă durea șelii câteodată. Dar mai mult de 2 căldări nu poți să aduci. 2 căldări. Iată așa ne creăm. Acum, la moment, apă potabilă avem. A fost apă băcută vreo 15 ani. Acum, vreo jumătate de an, avem apă potabilă bună, la Chișinău, cu plăcere. Avem baie, avem căldură autonomă, iată țeva, vedeți la mine, și nu de acum, dar de mulți ani, vă duc zic, iar eu am gaz, lumină, dar e clar. Tot este. Unica problemă și lumea nu are în sat, n-au canalizare. Eu personal am canalizare, dar în groapă, unde odată la 3 luni comandez mașina și curăț canalizarea. Dar chiar ieri am fost în oraș, tehnica, tractoare, excavatoare lucrează prin sat, chiar pe strada mea, a făcut anunț pe Facebook vice primarul, unde a spus că să ne cer o scuză pentru că fac tranșee pe strada noastră și pentru canalizare. Adică, în timp de jumătate de an, eu sper așa, să avem și canalizare centralizată, cum scade, cum dorește lumea. Adică, trăim nu cât mai bine, dar cu mult mai bine decât anii ce. Mult mai bine. Eu nu știu cine să ieși care strig în piață că noi trăim greu. Acum trec la alt timp. 2 ani urmă, eu am fost la Ficiorul, în Marea Britanie, în Anglia, mi-a stat o lună de zile. Și cu dânsul am luat în orașul Manchester foarte mult timp, în fiecare zi aproape plecam și într-o zi ne-am dus la un magazin să cumpărăm niște materiale de construcție la un supermarket Kentic englez. Când am intrat în magazinul ceam, mi-am pus mâini în cap, mi-am făcut cruci. Doamne ferește și ea mare o magazin. Tot. Nu știu, și cărămele, și ciment, tot era. Și fac comparații cu magazinele noastre de supermarket, de construcții, unde în fiecare săptămână eu mă duc cu locul, am nevoie. Și comparații.
magazinul din Marea Britanie de construcție și primul, numai că era mare, foarte mare, la noi sunt mai mici alea. Și acolo, eu deosebire mai nu, că toate sunt și la noi și în Marea Britanie. Și dacă ne aduc aminte, ne întoarcem la vorba mea, prin anii 80-90, nu era nici o boabă. Nimic nu era prin magazine de construcție, nici nu era botecă, nici nu mă țin minte. Și de toate, și inclusiv la mine în sat, la fel este magazin de construcție. Cândva am dorit să deschid și eu magazin, dar am avut probleme cu arendașul, care îmi dădea închirie și am fugit și n-am mai deschis. Am avut conflict cu dânsul într-o cuvânt și n-am putut deschide. S-a deschis, sunt două magazine de construcții, la fel, aproape toți poate de găsit. M-am dus, el, dacă uitați video este scurt. Salut, stimați prieteni, bună ziua! Astăzi este o zi de lucru la mine. Eu, până când sunt în concediu, mi-am luat concediu pe vreo 7 zile în legătură cu reparația care mai fac eu și totodată vreau să mă odihnesc o leacă, pentru că de anul trecut n-am fost deloc în concediu, nici pe o zi. Nicătând că deja vara, jumate de vară s-a dus. Și iată am 7 zile de concediu, azi este joi, mai am până duminică și de luni ies la serviciu. Și iată cumpăr niște, am mai cumpărat niște materiale, am fost acum la magazin, în centru. Eu trăiesc într-o localitate ce suburbie Chișinăului și satul este foarte mare, unde avem magazine și supermarket de alimentar și supermarket de construcții și așa mai departe. Cândva, mulți ani în urmă, am avut și eu magazin, două magazine în satul ăsta. Unul unicul era care era magazin de electrocasnici. Nici acum în sat nu e magazin electrocasnici. Este de construcții de electrocasnici. Eu am fost unicul magazin din sat unde era așa magazin. Și plus magazin alimentar. Acum n-am niciunul, le-am închis și sunt angajat la o companie de construcții în calitate de administrator. Și iată, am fost la magazin în centru și am cumpărat niște materiale și vreau să vă arăt ce să fac eu mai departe, câteva secvențe, sigur. Așa, o turbiță mitică, mi-am cumpărat niște chițubușuri, să vă arăt și vouă, ia uitați-vă și nu știi ce este, ia uitați-vă și este, hai mă să vă arăt. Cunoaște ce este? Așa, acesta se numește pistol, noi îmi zicem, moldovenii zic pistol. Da, oficial se numește pastor. Pastor, eu știu ce înseamnă asta, pastor. Pastor. Ah, faster. Faster, eu nu știu ce înseamnă. Mai scurt, noi zicem pistol pentru silicon. Iată aici pui siliconul, e că vă arăt siliconul am cumpărat. E că te lăi. E că siliconul, e că așa silicon. Ui, bine. E că te lăi. De fapt, el nu e silicon, dar se numește sealant. Da, cum se numește el? Etanșant acrilic acrilovii germetic. Modern, profesional, nu știu unde e făcut fix. Mai scurt se numește el hermetic, e ca și edisionat. Și al pui aici și unde. Am uși vă arăt ce am mai cumpărat eu. Ea că mi-a cumpărat șuruburi. Eu cu șuruburile mele am o grămadă de șuruburi, e că am mai cumpărat aici pachițele mai mari, am mari, e că am cumpărat și două feluri de șuruburi mici. E că așa șuruburi am nevoie mici. E că tălis. Ele sunt diferite, 4 pachete diferite. Mașcate am, dar mărunte n-am, e că este de cât sele, 35 pe 25. Aestea 35 pe 16, aestea 3,5 tot 16, aestea 3,5-25 mm, mai scurt este diferite. Și acum vă arăt ce lucrări vreau eu să fac acum pe casă, în cameră. Am cumpărat șuruburi, am cumpărat pistol pentru, am cumpărat silicon pentru, iată spun aici la podele. Adică tot este, stimați prieteni, foarte bine, comod, te-ai dus
10 minute în cur, 10 minute înapoi, nu trește duși. Au transport, iată asta. Îți trebuie să iau, eu am luat amestec uscate pentru pereții ăștia, m-am dus în sat aici, am dat comandă, am plătit 50 de lei, omul cu mașina lui, adică la magazinare transport, mi-a adus acasă, am descarcat, tot super. Trebuie că sunt niște lucruri care nu se poate de găsit, oricum, din internet se poate da, de multe ori eu dau comandă din internet, ceva material de construcție, care eu nu le pot. Eu șed acasă, dau comandă și mi-a adus, chiar laminatul este, parchetul laminatul este, eu l-am cumpărat din Chișinău, de la magazin, supra-antenă, la comandă. Dimineața am dat comandă și pe ora 12 mi-a adus deja tot comod. Ce spun eu că e minciuni, dacă e adevărat, e tot super. Și eu cred că în majoritatea satii din Moldova, mai mare așa, este așa magazin. Am auzit și prin orășări mai mici, chestii, tot este magazin alimentar mare, supermarketing alimentar și așa mai departe. Eu nu înțeleg ce doresc ăștia și referitor la Uniunea Europeană. Eu am fost în Marea Britanie, am fost în România, care Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană, dar m-am uitat pe un oraș o luni de zile, viața aproape ca la noi, e clar că salariul la dânșă e mai mare, trăiesc mai bine, dar democrația de mulți ani la dânșă, dar la noi e numai 30 de ani. Eu nu știu, găgăuși ăștia care doresc să, pentru să nu întreb în Uniunea Europeană, ei sunt contra. Și iată referendumul care va fi la toamnă, în octombrie, ei vor să blocheze. Spune statistica că peste 1 milion de moldoveni locuiesc în Uniunea Europeană. Toți trimit producție acasă la părinți, bani, cum și eu la fel, primesc colete la ficiorul, torba plină, 20 de kilograme, iată și cașcaval și conserve și toate mucșoare, așa mai departe, primesc. Nu-i ce eu pur și simplu îmi fac așa, cadou. Lumea trăiește foarte bine, care doresc. Care nu doresc, ies în piață, trebuie pentru 400 de lei. Mai departe, drumurile în sat la noi, la fel, sunt reparate. Iată acum sap, tranșee prin sat pe aici. Eu sper după aceea să facă drumuri frumos. Primărița e doamnă la noi, foarte bravă. Eu o cunosc personal, am fost la dânsă acasă, la auzit din astea. Cunoscesc primarii care au fost și mai înainte, am avut și prieteni și mare treabă nu au făcut. Doamna asta face binișoară aici în sat. Lumea, eu mă uit la magazine, când mă duc după producție aici în sat, sute de mașini șerg la parcare, sute. Cu 20 de ani în urmă, unii și unii câte una erau o mașină. Și femei, și doamne, și bărbați, la volan, jumate la jumate, că o să vezi pe drum. În Mahalaua mea au 3-4 mașini, aici este un vecin, părinte, el are permanent șerg în drum, 4 mașini. Și iată, trebuie șerg la poartă aici, în drum. Iată, majoritatea în sate, în casele, în odrăzile din satul nostru, au 3-4 mașini. Și copiii, și bunei, și părinții, și toți au mașini. Asta dă de știre că lumea trăiește mai bine, clar, că dacă ai mașină, ai 3-4, da, nu ca mine fără mașină. Eu mașină n-am din motivul că am probleme cu vedere, dar nu putem să iau mașină. Viața e foarte bună și interesantă. Și dacă noi intrăm în Uniunea Europeană, eu sigur, 100%, stimați prieteni, că ar fi încă mai bine. De ce o parte de oameni doresc contra? Eu nu înțeleg, pur și simplu. Dacă cineva are argumente, poftim scris mesaje, eu vreau să știu. De ce lumea se jeluie cu duc rău, dar din știna că integrarea europeană se facă încă mai rău? Eu nu înțeleg așa. Sau oameni zbolnavi, sau strefac, sau de cap. Eu pur și simplu nu înțeleg. Eu cu ochii mei văd atât cum. Eu nu înțeleg, stimați prieteni. Cam aici am vrut să spun părerea mea. Abonați-vă la canalul meu, puneți like
și scrieți comentarii și pozitive și negative. Vă stimez